Bună ziua, bun găsit tuturor! Din păcate, sunt cele mai slabe rezultate din ultimii 4 ani. Avem un procent de 74,4% medii mai mari sau egale cu 5 și 25,6% medii mai mici ca 5. Cele mai slabe rezultate, așadar, din ultimii 4 ani, din 2020 încoace, lucru surprinzător în contextul în care nivelul de dificultate din acest an nu a fost unul ridicat, asta în ceea ce privește subiectul. Sunt 65 de copii din toată țara care au reușit 10 curat, adică 10 și la română, dar 10 și la matematică. Dacă ne uităm separat pe fiecare materie în parte, sunt 407 note de 10 la română și 1060 de note de 10 la matematică. Ne uităm puțin și pe hartă la nivel național în ceea ce privește topul județelor. Bucureștiul este însă în top cu cel mai bun procent de medii peste 5, 88%, urmat de Cluj și Brăila. La polul opus, cele mai slabe rezultate s-au înregistrat în Vaslui, Călăraș și Caraș-Severin. Județul Vaslui, de altfel, nu a reușit nici măcar un procent de 60%. Aruncăm o privire rapid și pe harta mediilor de 10, tot la nivel național. Bucureștiul are 28 de medii de 10, Clujul are 6 și Iașiul are 7 medii. În comparație cu anul trecut, sunt mult, mult mai puține medii de 10. Urmează contestații care pot fi depuse astăzi și mâine, iar rezultatele finale vor fi afișate marțea viitoare. Pe de altă parte, Ministerul Educației anunță că face verificări în cazul celor 16.000 de elevi care au lipsit de la această evaluare națională. Practic, ei nu au fost înscriși la evaluarea națională și se adaugă celor care au absentat, la fel și în anii trecuți, câte 14-15.000 de elevi au lipsit de la acest examen. Ne dorim să avem în continuare o analiză și să vedem dacă, într-adevăr, există o modificare a comportamentului școlilor de la a-i neînscrie în examen efectiv la a crește numărul de corigenți sau repetenți în anii terminali. Dar acest lucru nu poate fi prezumat până când nu putem face o verificare. După ce vom avea rezultatele finale, situația încheiată la nivelul țării, vom face această analiză și în cazul în care vom vedea discrepanțe majore, vom demara și noi propriile măsuri.